Doi oameni mergeau pe stradă. Ei erau triști. Veneau de la Ierusalim și voiau să meargă într-un sat care se chema Emaus. Ei locuiau acolo. Vorbeau despre Isus și ziceau: Ce trist că e mort! Noi am crezut că e Mântuitorul Fiului Dumnezeu care ne va face pe toți fericiți. Și ce povestesc femeile la Ierusalim? Crezi că este adevărat? le spun că ar fi ieșit din mormânt. Dar așa ceva nu se poate întâmpla, căci atunci ar fi totuși fiul lui Dumnezeu, dar de ce a trebuit mai întâi să moară? Ei nu mai înțelegeau nimic și dădeau triști din cap. Deodată un nou mergea lângă ei. Era Isus, dar ei nu-l recunoscură. El îi întrebă, despre ce vorbiți cu atâta înflăcărare și de ce sunteți așa de triști? Ei răspunseră: Nu știi ce s-a întâmplat la Ierusalim? Ce s-a întâmplat? întrebă străinul. Nu știi dar ce i s-a întâmplat lui Isus? răspunseră ei: Precis că ai auzit deja vorbindu-se de Isus. El era bun și putea face totul. A vindecat pe bolnavi, a redat lumina orbilor și a făcut încă multe alte minuni. Dar preoții l-au prins și l-au răstignit, și acum este mort. Nu i-am crezut că el era mântuitorul care ne va face pe toți fericiți, dar iată că sunt deja trei zile de când este mort. Sunt niște femei la Ierusalim care spun că el trăiește ca ieșit viu din mormânt, dar așa ceva nu se poate. De ce a atribuit atunci să moară? Ei credeau că și străinul va zice ca și ei. Nu, așa ceva este imposibil. Dar omul le spuse cu totul altceva. El spuse: Cât sunteți de fără minte! De ce nu credeți una ca și aceasta? E adevărat, Isus a înviat. Și vă mai întrebați de ce a murit? Aceasta a trebuit să se întâmple așa, ca oamenii să fie iarăși fericiți. Isus a vrut să se întâmple așa a vrut să poarte pedeapsa pe care o meritau oamenii ca într-o zi să poată merge în împărăția cerurilor. Înțelegeți acum că Isus i-a făcut totuși pe oameni fericiți, că El este cu adevărat Mântuitorul? El le mai povestise încă multe alte lucruri. Cei doi oameni îl ascultau și tristețea lor dispăru. Acum înțelegeau totul și recunoșteau că Isus înviase cu adevărat ar fi dorit să-l asculte încă mult timp pe străinul acela, dar nu se mai putea căci deja ajunseseră la ei acasă. Iar străinul voia să meargă mai departe, dar ei nu voiau să-l lase să plece. Rămâi cu noi, ziseră ei, căci iată vine seara, în curând va fi întuneric și atunci tot nu vei mai putea merge mai departe. Și spre bucuria lor omul rămase cu ei. Se așeză la masă ca să mănânce cu ei cei doi oameni se uitau la el. Ochii săi aveau o privire așa de prietenoasă. Vocea sa era așa de liniștită și de bună. Dar iată că ia pâinea. Se rugă, rupse pâinea în două și dădu fiecăruia câte o bucată. Și deodată îl recunoscură. Era Domnul Isus. Întinse rămâinile spre el. Isus, stăpânul nostru mult iubit ar fi vrut să strige, dar Isus nu mai era acolo. Cum dispăruse? Ei nu știau. Totul fusese așa de ciudat. Ah, spuseră ei, am mers tot drumul cu el, fără să știm că era el. Acum înțelegem de ce eram așa de fericiți. Cei doi oameni nu-și mai terminară mâncarea, ci merseră repede înapoi la Ierusalim ca să povestească totul ucenicilor. Și ce fericiți vor fi ei când vor auzi aceasta! Ucenicii erau adunați într-o casă, iar ușa era încuiată, căci le era frică de preoți. Dar când cei doi bătură la ușă, ușa le fu deschisă. Și înainte ca să fi deschis gura, ucenicii le spuse, Domnul a înviat cu adevărat, Petru l-a văzut. Da, strigară cei doi oameni, și noi l-am văzut. Și povestiră tot ce se întâmplase. Și pe când vorbeau cu mare înflăcărare, cine a apărut deodată printre ei? Cine i saluta așa de prietenos? Era Isus acela. Dar cum intrase? Ușa era doar încuiată și geamurile erau închise. Tot se speriară, dar Isus le spuse: Nu vă temeți, eu sunt acela. Veniți și atingeți-mă, uitați-vă bine la mine și veți vedea că sunt eu. Și apoi le arătă mâinile sale și picioarele sale. Se mai puteau vedea urmele făcute de cuie. Ceru și ceva de mâncare. Mâncă o bucată de pâine cu miere. Atunci crezură că el este mult iubitul lor stăpân. El se așeză iarăși cu ei la masă ca și mai înainte și ei auziră din nou vocea sa plină de dragoste. Ce seară minunată! Și după ce plecă Isus, nimeni nu mai era trist. Ei știau acum că îl aveau iarăși pe Domnul și stăpânul lor și că El era Mântuitorul, care îi va face pe mulți oameni fericiți. La marginea lacului era o barcă și de-a lungul apei mergeau șapte oameni. Erau șapte dintre ucenicii lui Isus, și Petru era cu ei. Isus le spusese să meargă din nou în Galileea, căci acolo li se va înfățișa iarăși. Deci îl așteptau pe Domnul. Parca lui Petru, în care fusese de atâtea ori, era trasă la mal, și s-ar fi putut spune că l aștepta pe Petru. Mă voi duce la pescuit, zise Petru. Mergem și noi cu tine, spuseră ceilalți. Atunci se urcară toți șapte în barcă și plecară în larg. Se făcea deja seară. Aruncară mreaja în apă și pescuiră toată noaptea, dar nu prinseră nimic. Când se făcu dimineață, se apropiară iarăși de malul apei. Atunci auziră o voce care îi cheamă. La marginea apei stătea un om îmbrăcat în alb. Ucenicii de-abia putură să-l vadă, căci încă mai era întuneric. Era încă foarte devreme, dar auziră bine ceea ce le spunea vocea. Aveți ceva de mâncare?" strigă omul. Nu răspunseră ei. Aruncați plasa de partea cealaltă a bărcii," strigă omul, căci atunci veți prinde pește." Făcură exact după cum le spusese străinul. Scoaseră plasa din apă și o aruncare de partea cealaltă a bărcii. Apoi ră puțin și traseră iarăși plasa afară. Voiră să o tragă afară, dar nu putură așa de mulți pești erau în ea. Și ce se bucurară ucenicii? Omul avusese dreptate, dar cine era omul acela? Ioan fu primul care își dădu seama, îi spuse lui Petru, e Domnul Isus. Bineînțeles că era Isus. Atunci Petru nu mai putea aștepta, sări în apă și în notă până la malul apei. Petru voia să fie lângă domnul. Ceilalți ucenici rămaseră în și vâsliră până la mal. Îl văzură pe domnul stând lângă un foc. Deasupra focului erau deja pești care se prăjeau. Era și pâine. Isus își aștepta ucenicii. El pregătise totul pentru ei. Isus zise, Aduceți câțiva din peștii pe care i-ați prins voi. Petru aduse câțiva pești. Trase plasa la mal și numără peștii pe care îi prinseseră. Erau 153 de pești mari și totuși plasa nu se rupse. Era o minune. Petre cură o dimineață minunată la malul lacului. Isus și ucenicii săi se așezară într-un cerc în jurul focului. Luă pâinea și o împărțit le dădu și pește să mănânce. Ucenicii se uitau în liniște și în gândurați la stăpânul lor. Găseau că era minunat, că se afla iarăși în mijlocul lor. Dar Petru era tulburat și se gândea, Am fost așa de rău, voi putea oare să mai fac opera aceea frumoasă pe care ne-a încredințat-o Domnul? Voi mai putea oare merge în lume ca să-i fac pe oameni fericiți? Sunt eu oare un servitor de-a lui Isus? Ceilalți ucenici se întrebau, mai face oare Petru parte din grupul nostru? Da, el făcuse un lucru așa de urât. Se le pădase de trei ori de Domnul. De trei ori spusese că nu-l cunoștea pe Isus. Și după ce terminară de mâncat, Isus zise, Petre, mă iubești tu mai mult decât ceilalți ucenici? Petru se sperie. Da, altădată spusese că îl iubește pe Domnul mai mult decât ceilalți ucenici. Chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi niciodată. Eu voi lupta pentru tine, voi muri pentru tine. Petru spusese toate acestea, dar acum nu mai îndrăznea să zică nimica. Îi era rușine. Și cu toate acestea, îl iubea mult pe Isus și Isus o știa bine. Petru răspunse încet de tot, Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Isus zise, Atunci poți fi servitorul meu. Câteva clipe se făcu liniște, apoi Isus îl întrebă iarăși pe Petre, Petre, mă iubești? Petru se întristă. Isus nu-l credea. E adevărat că mințise așa de urât. Petru răspunse, Doamne, Tu știi bine că Te iubesc. Și Isus spuse, Atunci ai voie să fii servitorul meu. Și iar se făcu liniște. Și apoi întrebă Isus pentru a treia oară, Petre, mă iubești cu adevărat? Petru mințise de trei ori zicând de trei ori că nu-l cunoștea pe Domnul. Acum trebuia să spună tot de trei ori că îl iubea mult pe Isus. Petru spuse printre suspine: Doamne, tu știi toate, tu știi bine că te iubesc. Isus spuse: Atunci ai voie să fii servitorul meu și să mergi în lume ca să îndeplinești opera mea. Apoi mai spuse: Altădată, Petre, făceai ce voiai tu, dar acum va trebui să faci ceea ce vreau eu să faci. Și totul. Era iarăși ca mai înainte. Ucenicii știau acum că Petru făcea parte din grupul lor și că Domnul îi iertase totul.